unii politici și ciudatele coincidențe. Cea mai nouă sinagogă construită în Europa și una dintre cele mai mari din Europa de Est a fost inaugurată la Sighetul Marmației. La eveniment au sosit cu o cursă charter rabin din New York, Paris, Londra și Frankfurt. Peste 200 de evrei ultra-ortodoxi din Williamsburg, New York, conduși de rabini, au ajuns în România cu un zbor în premieră al unei companii poloneze ca să inaugureze marea sinagogă din Sighetul Marmației. Time to rebuild it. We built a new synagogue, we built a new house for the rabbi. I'm very uneasy with the so-called intelligence. Disinger, diplomatul șmecherar, deșteptul, un fel de portavoce discrete a plutocrației bancare, transformat într-o casandră cobitoare, acum este timp, a zis că peste un deceniu statul Israel va avea dificultăți mari. 2. Flugostatul minoritarilor cu cetățenie română de pe malurile Dâmboviței a nu se confunda cu România sub niciun motiv. După ce a instaurat dictatura sanitară, a scos parțial istoria românilor din programele școlare, complementind-o cu istoria minorităților. Diversiunea abilă, ca acum, se propune ca obiect principal de studiu istoria evreilor. Istoria zisului Holocaust, vulnerabilă, ofticoasă și trăgânsă de a obstecul sfârșit, fiind protejată și reanimată prin legi aspre. A zis profetul Ilie Wiesel că a fost Holocaust, că armata română a asasinat 400.000 de cetățeni, ale căror semințe martirizate s-au ridicat la ceruri, nefiind de găsit pe pământ. Zicerea este sacră, păzită cu poliția și pușcăria. Contravaloarea a 70 de milioane de dolari, reîmproprietările abuzive, legi protecționiste, mijloc de șantaj al majoritarilor, bineînțeles, adică al nostru, al românilor. Reține, istoria evreilor în programul de învățământ complementar Holocaustului. 3. Acum o săptămână sau două s-a inaugurat la Satu Mare cea mai mare sinagogă din Europa, pandam la Catedrala Neamului. Au venit la inaugurare rabini ultra-ortodoxi de pe toată planeta. Iată țara noastră intrat nou în atenție planetară. 4. Înainte de a începe lucrările Tratatului de Pace de la Berlin, din 28 iulie 1878, după războiul nostru de independență, în centrul rabinii Geneva, Elveția, de asemenea centru bancar al plutocrației, în țară, pe vremea aceea, se lucra la constituante. Adică constituanta lucra la redactarea Constituției. Un doctor, nu știu știe de ce doctor știe, se numea Johann Gaspar Brunski, înființează un comando de specialiști în istoria românilor. Detalia unui Schwarzwald Iacob Psantir Răutaru sau Samuel Marcus din Smirna, cu nobila sarcină de a furniza diplomații marilor puteri argumentele istorice care se justifice împământenirea maselor de imigranți cazari intrate clandestin în
Principatele Unite. Iată cheia acestui demers manipulator. Marele istoric al românilor Samuel Marcus din Smirna zice: este probabil ca românii de azi să fie urmașii cazarilor ebrei. Alt mare istoric, Bernard Stamberg, căruia îi se plătește o teză de doctorat la Sorbona. Se pare că a rodit obiceiul ăsta la noi, au puiat 70.000 de doctori în toate științele lumii, mai mult decât în Franța, vorba aia, sau în alte țări cu tradiție în materie. Acum fiți de 100 de ori atenți. Citez: două popoare ale aceleași națiuni, adică românii și ebrei, își disputau dreptul primului ocupant la finele secolului ultim. Catedrala Neamului, cea mai mare sinagogă din Europa, simbolizează rezolvarea conflictului ancestral dintre cele două popoare ale aceleiași națiuni, românii și ebrei. Și cine conduce afacerea? Românii, cu toată economia jefuită în folosul plutocrației, sau cazarii reprezentanții plutocrației? Toată mascarada pluripartidism, democrație, libertate, alegeri, pandemie, dacă nu suntem cu mine, este uriașa și tragica diversiune care să mascheze instaurarea noului stat. Ghiciți-l singuri că voi, generațiile post-decembriste, îi sunteți nați. Vă felicit!